Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine v-am regăsit! Începem discuția cu o situație care s-a petrecut în trafic dimineață, care a durat aproape 4 ore, care a provocat foarte multă neplăcere și care s-a lăsat cu un examen trecut pentru domnișoara, doamna în cauză, șoferiță. Domnișoara sau doamnă, că e important? Nu cunosc, 27 de ani, se poate domnișoara, și doamnă. Așa. Da. Pentru studentă, da. Un examen admis. În anul întâi, cred. Dar cu o notă de plată de 990 de lei. Așa. Dar în ce an e studentă la 27 de ani? Anul întâi? Nu auzi că întreb aici? No? Sunt informații cu caracter personal. Și la ce studentă? Și asta probabil că sunt eminent. N-a vrut să stea de vorbă cu noi foarte mult. Dar ea de ce a pus? Ea de unde? De pământ? Din Satul Frumoasa. Nu știu dacă e de acolo de pământ, dar locuiește de acolo. Bun, și Satul Frumoasa, comuna Moara. Poate la Moara pui mașina unde îți vine, că poate nu blochezi. Chiar la colțul poliției. Da, pe alea de aprovizionare unde intră tiruri, camioane cu marfă către supermarket. De unde se știe? Deci lucrează la Kaufland, lucrează la poliție, de unde? Nu, dar un exemplu, și mă bucur că ai venit cu... Ca să încă o dată să arătăm cum sunt posibile tot felul de accidente, inclusiv acolo unde se discută la grupul școlar. A, mai e o teorie pentru grupul școlar. Nu, dar să nu ne mirăm. Deci chiar să nu ne mirăm. Ține-te bine. Mai e o a patra teorie pentru grupul școlar. O teorie care ține de credințe populare. Așa, că ce? E îngropat cineva acolo. O mireasă bântuie zona. Adică e o fantomă a unei mirese care sperie șoferii. Dar asta, prostia asta de unde e asta? Au scris-o niște oameni. Așa. Care cunosc această... Și? Dar mireasa asta de când bântuie? De anul ăsta sau cum? Nu. Dar ea mireasă, înseamnă că e proaspăt. Dar de ce nu un mire? Un mire pe care mireasa l-a lăsat în noaptea nunții. Adică de ce mireasa bântuie? A plecat așa mirele? Așa e sau... în folclorul zonei. Dar se explice. De ce mireasa bântuie? Dar ei dacă e mireasă... A fugit mirele cu banii? Ce a făcut? Sorin, vom încerca să aflăm mai multe despre acest mit. Asta este un exemplu cu domnișoara asta, doamna. Perfect. Pentru a arăta în ce hal se ia un permis de conducere la Suceava. În ce hal se poate lua? Adică cine i-a permis de conducere? Toată lumea are permis de conducere. Ai talent, n-ai talent, ai permis. Da? Știi, nu știi, știi să scrii, să citești. Nu știi, ai permis. Așa că să nu ne mai mirăm că la acolo au fost 15 accidente la grupul școlar, da? Să chiar să nu ne mirăm. Adică ce? Cum să lași mașina acolo? Da? Chiar, dar nu, lasă și la policlinică acolo, știi, când faci stânga, când e sensul acolo, au lăsat unii mașina chiar și-au blocat. Și trebuie să treacă autobuzul. Nu putea să intre autobuzul, da. Mă gândeam că e cea mai scumpă notă, dar cred că sunt oameni care au dat mai mult de 990 de lei pe notă. Da, dar nu de scumpete, de arătat ce specii umane conduc mașini. Asta, de arătat ce specii umane conduc mașini. Da? Cum să o lași acolo? Băi, auzi, dar să n-ai carne de conducere. Să n-ai carne de conducere și tot n-ai lăsat mașina așa. Nu? Hai să fim serioși. Mai era un tânăr, părea tot student, care a primit și el o notificare din partea primăriei, dar nu s-a confirmat că a fost și amendat, care a parcat pe partea cealaltă a aleii care duce către hipermarket, zona de aprovizionare. Dar era cumva mai ferit. Nu era nici el bine parcat, dar un pic mai ferit. Da. E o zonă unde, într-adevăr, e foarte aglomerată strada universității. Da, înțeleg că e aglomerat, dar nu... Dar când știi că pleci 3-4 ore, nu știu, măcar un număr de telefon, parbriz într-o situație disperată. Cătălina, n-are rost să mai vorbim, că... Și acum la a doua parte a discuției noastre, Sorin. Am venit cu materie primă. Uite așa. Ce-l?
Hai să punem și pe videoul ca să fie mai ușor de văzut. Asta am adus. Cea mai scumpă. Asta a adus Oana de la Consiliul Județean. E cel mai scump drum din lume dacă se va face, că nu se va face. În condițiile în care se circulă cum se circulă și din cauza vitezei se întâmplă câte se întâmplă, numai drumuri bune nu ne trebuie, nu? Da, nu, Cătăina, aici prețurile sunt halucinante de atât. Deci este incredibil, halucinant. Păi da, Sorin, da, ai... Ce ai? Aproape 6 din cei 10 km ai șoselei de centură, suspendați pe stâlpi, îngropați în albia râului Moldova. Aoleu, da, aici e gros. Deci eu ieri când vorbeam aici, fără să știu, eu am crezut, te-am întrebat dacă șoseaua asta se face suspendată toată deasupra unui oraș nou făcut din bani ăștia, nu asta te-am întrebat? Parcă cumva da. Ceva pe aici te-am întrebat, nu? Bă, da, da, într-adevăr, dacă 6 km suspendați, e prima și va fi prima șosea suspendată din lume, nu? Adică noi inventăm și tu, dar noi, auzi, cine a făcut proiectul ăsta? E deocamdată studiul de fezabilitate. Da, studiul ăsta e făcut de o firmă din județul Bihor. A, dacă ești de la Oradia, da. Bă, da, nu știu cum naiba îi găsim noi numai pe ăștia. De pe la Cluj, de pe la Oradia, de acolo s-au născut cei mai deștepți oameni din lume sau ce în Ardeal sau sunt care zone mai dezvoltate de acolo toți când au avut de Argeal acolo sunt oameni de oameni. Când, de exemplu, tu hai să o luăm așa, fac o paralelă, nu știu dacă iese, dar eu încerc. Tu dacă ai de mers la o nuntă, da? Așa. Așa. Și vrei să-ți faci o rochie. Așa. Da. Și zic, bă, vreau o rochie, cam așa, și te duci la o firmă de rochii din asta. Și zic, bă, vreau și eu așa, 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 așa. Și tu, când mergi acolo, nu spui cam câți bani poți să aduci? Sau ăla îți face o rochie, tu mergi cu 10.000 de, cu 1.000 de lei în buzunar ca o săracă, ce ești? Dar n-aș da 1.000 de lei pe rochie, sorine. Nu știu, 500 de lei, așa, pe rochie, hai că e specială de nuntă. Și ăla când tu vii acolo îți arată o rochie de 100.000 de euro bătut cu cristale Swarovski. Păi stai mă, dar tu când zici că vrei să faci o șosea și vorbești la Oradia, la deștepții de la Oradia care fac proiecte, tu nu spui cam câți bani pe care oricum nu-i ai. Ce cu facem cu brizuri, cu asta, cu podețe, cu poduri spendate? Bă, dacă nu iese așa, domnule, nu are atâția bani. Dar de unde-i banii? Așa ăla a pus, a, bă, că ăsta are bani de încolo și a făcut asta și au luat și bani pentru asta, nu? Studiul de fezabilitate, după cum e un ONG. Nu, dar tu când te duci undeva și să-ți cumpere o haină sau ceva cu ei, de câți bani ai în buzunar? Dar în cazul ăsta ei nici n-au banii și s-au aruncat și la scumpete asta. Noi am făcut o comparație tot cu o șosea. O bucată de autostradă, da. Că și șoseaua aceasta este proiectată ca o autostradă cu două benzi pe sens, cu separator, cu antifonic pe stânga-dreapta, panouri din acelea. Ei, și-am făcut o comparație cu o autostradă de, așa, și care duce tot în zona de zona mai muntoasă, așa, așa pe la Sibiu. Cum a ieșit? A ieșit 9 milioane de euro pe kilometru. Acolo, într-adevăr, nu sunt, cum am zis aici, 6 km de șosea suspendată pe stâlpi îngropați în albia râului Moldova, că nu trece râul Moldova pe acolo, da? E adevărat, și sunt undeva la 900 de metri da. Din toată suprafața suspendată. Eu ieri am spus că se face în 10 ani, ce prostie am zis ieri. Ai fost cumva optimist, m-am și mirat. Nu. De ăsta nu se face niciodată. Ăsta. Niciodată. Uite aici la mine. Altul se face? Deci niciodată acest proiect nu se va face. Niciodată. Dar nu e nimeni prost în lumea asta. Deci lumea asta nu este un prost. Indiferent că e guvern, că e Comisia Europeană, să dea 56 de milioane de euro 53. Sau 53 de milioane de euro pe un kilometru de drum. Nimeni nu e prost. Dar sigur nu e prost cel care cere. Dar nu se poate. Ăsta e făcut la mișto, la urmă. Deci e făcut la mișto. Deci să spună ce... E foarte documentat. Uite, da, câte ieșiri, intrări, câte conexiuni, da, cu drumurile existente. Patronul firmei s-a jucat cu Carioca. Că așa reiese.
Sau cu un copil, i-a dat o hartă verde și el a făcut o carioca, un copil la pregătitoare, la școala pregătitoare, clasa pregătitoare. Deci se spune câți bani s-a dat pe prostia asta, că asta e o prostie. Deci e o prostie imensă. Deci nu poți, e o bătaie de joc să ceri 53 de milioane de euro să-ți dea cineva să faci tu un kilometru de drum. Că îl faci tu pe înfipți, pe pod, de pe stâlp de nu știu care, că suspendată, pe pernă magnetică, pe nu știu ce. Nu îți dă nimeni. Hai să fim serioși. Ăsta este făcut fix la mișto. La mișto, ca să spunem că am făcut ceva. Urmează și vine, probabil și la câmpul moldovenesc. Și vine campania electorală și spune, mă, dar noi am făcut. Ce ați făcut, mă? Un desen? Un desen făcut de un copil la clasa pregătitoare? Ce este? Deci, mie mi-ar fi rușine, mă, o să mă duc cu ăsta, cu trompeta asta, să mă duc undeva, bună ziua, mei, să-mi dați bani, pe ce? Uite, ce am făcut, ce ați făcut? Păi, și cât costă? 5-6 de milioane de euro. Bine, numai expropierile costă vă 3 milioane de euro. Mai e câte. Și eu am văzut la planșe maestrași de stadioane și de alea, am văzut planșe cu stadioane cu nocturnă, cu lumini, cu exterioare, cu tribune de nu știu care, ca la Bayern München, ca la Real Madrid. Le-am văzut pe... Acum văd și desenul ăsta, prostia asta de desen, că dacă nu era scos DN-ul și erau așa, ziceai că e un... din ăsta, un... pictură din asta... ultramodernistă sau ce... Uite, râul humor. Dar și unde faci, știi? Ce bă, dacă facem în jurul Bucureștiului, capitala României, să, așa, și trebuie neapărat ca așa... Trebuie să faci la humor. De cine e humor ăsta? Stațiune turistică de interes național. Zicere. Cine e humor, mă? Humorul nu e pe hartă. Da? Cum adică să-ți dea comisie Bruxelles sau București sau cu guvernul meu să dea cuiva să facă pe un kilometru, 10 km de drum cu jumătate de miliard de euro la humor. De asta m-am mirat ieri că erai totuși optimist. Ai dat și un termen și o sumă mărită. Eu mă gândeam și la altceva. Mă gândeam și la ale, meream așa. Și m-am luat, da, asta și mă, bă, da, 53 de milioane, adică e o sumă enormă. Deci banii ăștia cu 53 de milioane... Pe kilometru. Pe kilometru. Nu, dar serios, faci lucruri cu banii ăștia. Faci un mall cu banii ăștia. Păi da, e suficient cât consumăm. Trebuie să mai și... Să avem și mobilitate. Și ce să te mobilizezi unde? Să ce? Uite, către Ardeal. Și, a. Că după aceea... Și dacă cleanfa, legăm și câmpul lungul. Așa, e de râs, dar e și de tristețe. E pe cuvântul meu, e trist ce se întâmplă. E trist. Pentru că ne ia de proști, nu că am fi foarte deștepți, dar ne ia de proști, și bă, să vezi atâția omălăi. Știi, că s-a întrunit Consiliul Județean, toți oameni cu părul alb, care mai de care, unul mai bătrân, toți, care au experiență de viață, care au trecut, lucrează sau au lucrat pe undeva, bă, și toți ridicăm mâna la așa ceva. Poate ei se pricep mai bine decât noi. Ce știm noi, Sorin? Mă, la ce se pricep la prostia asta, 53 de milioane de euro? La inginerie. Nu, mă, dar unul nu treabă, dar ei sunt milionari în euro, toți sunt Consiliul Județean. Tu chiar nu te întrebi, nu-ți pui problema. Cum să coste atâta, nu? Și, bă, dar cum este să costul atâta? Maximal, sigur, la licitație, dacă da. Va participa da, mai mult de euro. Un competitor, da, o să scadă vor cu... scădea prețurile. Că vine un proști și spune, nu mă, bă, 500 de mii, și rușine să iau banii ăștia. Șeful noi face cu 10 milioane de euro drum, kilometru. A, maximal. Pe când e maximal, joacă toți la rupere, nu se duc foarte sus. Dar, ți-a zis că ieri mă gândeam și prin altă parte, nu n-am realizat că e suma așa mare. Chiar n-a realizat. Ăsta nu se va face niciodată. Pompare cu cine vrea. Ăsta e făcut pentru campanie electorală. Să-l arate în campanie că uite, noi avem ăla. Nu există nimic. Deci ăsta este în bătaie de joc făcut și nu se va face niciodată. Uite, Bucșoaia poți să o vizitezi, tot am zis. Și ieri poți să o vizitezi dacă ai șosea care te duce încolo. Păi așa, să mai votezi în Consiliul Județean că ei votează orice acolo. Un stadion din cu 100 de mii de locuri. Să facă și să vină și cu un desen din ăsta. Cât? 8 de milioane de euro. Tot în albia râului. Că... Tot cu stâlpi în fiță. Și cu terenul plutind pe Moldova. Iată. Da.
Nemai văzut. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.